Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Prima jumătate a acestei săptămâni va fi favorabilă creativității intelectuale. Acum poți găsi un mod minunat de a te exprima. Încearcă-ți mâna să scrii poezii sau alte opere literare, participa la concursuri intelectuale sau joacă-te cu prietenii. Prima jumătate a acestei săptămâni îți va aduce de asemenea o mai bună înțelegere a ta și a nevoilor tale adevărate. Întreaga săptămână nodurile karmice vor trece de-a lungul axei Sirius-Vega. Este calea spiritualității, a umanității reînnoite și a civilizației moderne. Pot fi descoperite în noi metode de vindecare, regenerarea corpului fizic folosind cunoștințe antice, dar pe baza dispozitivelor și medicamentelor moderne. În ceea ce privește energie, poate să apară o nouă metodă de a obține energie din surse ascunse sau o nouă metodă de transformare transmiterea acesteia. Pe 28 septembrie, luna nouă se va petrece în semnul balanței. Urmează o nouă perioadă în sfera parteneriatelor. Se creează relații noi sau relațiile anterioare se mută la un nou nivel. Activitatea din viața personală va crește. O cunoaștere neașteptată sau neobișnuită este foarte probabilă în acest moment. Acum, simpatia va apărea foarte repede. Este posibil să-ți placă o persoană la prima vedere. Tendința de a te avânta în aventuri este în creștere. În relațiile existente va exista o dorință de o mai mare libertate și diversitate. În această perioadă ar trebui să găsești o nouă modalitate de a petrece timp cu persoana iubită. Este de interes pentru amândoi. Dar, hai să vedem la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec! Pentru tine riscul de probleme sau pierderi minore crește. Nu se poate exclude faptul că un anumit aparat electrocasnic se va descompune, cineva apropiat va eșua sau va exista o ceartă cu autoritățile. Pozitivul este probabil să îți fie oferit de către membrii mai în vârstă ai familiei și de dezvoltare de proiecte personale. Este recomandat să te implici mai des în activități culturale, să citești mai mult, să-ți lărgești orizonturile și să comunici cu interlocutori înțelepți. Dacă ești angajat, ar trebui să lucrezi cu entuziasm crescut în zilele următoare. Există șansa de a obține o promoție. Dacă ești singur, ar trebui să ai mare grijă de reputație. Toate lucrurile negative trebuie să le ții pentru tine, alții nu trebuie să știe că ai probleme. Dacă nu asculți acest sfat, vor profita de punctul tău slab, cei care nu te înțeleg. Cea mai bună tactică este calmul încrezător. Întreabă te ce nu ți convine în propria viață și începe să faci eforturile necesare. Mai mult, toamna este perfectă pentru asta. În această săptămână poți fi confruntată cu nevoia de a lua o decizie fundamentală. Cel mai probabil trebuie să alegi un mod de a merge mai departe. Stelele te îndeamnă să nu experimentezi și să urmezi căile tradiționale. Este important ca valorile familiei să rămână prioritate în această perioadă. Vei putea într-un fel reevalua căldura și fiabilitatea căminului părintesc, unde cei dragi sunt întotdeauna gata să te accepte și să te protejeze. Dacă ești căsătorită și ai copii, este probabil să-i mulțumești din nou Universului pentru faptul că te-a ajutat la crearea unei uniuni de dragoste puternice. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Taur! În această săptămână nu este recomandat să fii prea zăloasă în treburile casnice. Cel mai probabil nu vei primi niciun semn de ajutor din partea gospodăriei. Fă totul pentru ca un proiect colectiv sau altul să aibă loc într-o atmosferă caldă și prietenoasă. Când lucrezi, abține-te de la conflictele cu superiorii. Există riscul ca doar un cuvânt rostit din greșeală să îi determine să fii sancționată în poziția actuală. Săptămâna aceasta nu ar trebui să experimentezi cu fericirea și cu tot ceea ce ține de risc. Dacă ești mai în vârstă, poți avea nevoie de îngrijiri medicale. Sferturile cu membrii familiei îți vor afecta starea de bine. Din această cauză poți manifesta atât probleme de sănătate mai vechi, cât și altele noi. Pacea interioară și capacitatea de a ignora negativitatea te vor ajuta la evitarea acestui lucru. Gândește-te la ce poți schimba în viața ta și dacă acestea nu sunt schimbări globale, vei reuși. Este o perioadă minunată pentru a face noi cunoștințe. Dacă ești singură, poți întâlni o persoană care va deveni partenerul tău de viață. O poveste romantică care va fi început zilele acestea va dezvălui cele mai bune trăsături din tine. Nu trebuie să-ți fie frică să cai sub influența alte persoane să te dezvălui în fața obiectului simpatiei tale, să-ți demonstrezi sentimentele și emoțiile. O nouă simpatie îți poate inunda viața dacă te afli într-o relație conjugală. Fă-ți timp să te gândești înainte de a lua decizii cardinale. Acum este mai bine să-ți oferi timp pentru introspecție. În un weekend, nu trebuie să stai acasă, dar să mergi într-o excursie distractivă sau să vizitezi rude sau cunoscuți. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Gemeni, în această săptămână vei fi nevoită să analizezi ceea ce ți-a consumat mult efort în ultima vreme. Schimbarea liniilor directoare de viață cel mai probabil va fi dictată de dispoziții de moment. Înțelegeți pe tine însă și numai după aceea ia măsurile specifice. În următoarele zile te vei putea ocupa de probleme de angajare, de a schimba interiorul între pereții casei, de a organiza întâlniri de familie, de a face mărturisiri de sentimente sau de a căuta noi surse de venit financiar. În weekend ar trebui să-ți faci timp pentru tine, Poți vizita salonul de coafură, un estetician sau stilist. Toată săptămâna însă trebuie să fii foarte activă și să fii interesată de orice inovații. Află informații importante, nu-ți pierde timpul și energie pe flacuri. Acceptă o ofertă care merită cu adevărat. Acum nu te afli în calea ajutorului prietenelor, dar nu neglijoa. Stelele pretenoase te încurajează să te concentrezi pe probleme financiare. În a doua jumătate a săptămânii nu este exclusă îmbunătățirea poziției financiare. Acesta este un moment excepțional de bun pentru achiziții mari, în special bunuri de lux și bijuterii. Starea de bine se va îmbunătăți, multe boli vor dispărea fără eforturi speciale din partea ta. Cel mai problematic subiect al săptămânii vor fi contactele cu alte persoane. Poți simți disconfort, enervare atunci când comunici cu reprezentanțe de sex opus din mediul tău, de exemplu, vecini, rude, cunoscuți sau prieteni. Acest lucru poate duce la conflict chiar și la ruperea relațiilor. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. RAC. În această săptămână nu vei putea găsi răspunsul la o întrebare picantă. Probabil aceasta îți va deranja simțurile și mintea pentru următoarele zile. În toate celelalte aspecte, nu sunt prevăzute situații nesatisfăcătoare. Dacă dorești, te poți înscrie în lupta pentru succesul profesional sau vocațional. Există șansa de a obține un rezultat productiv în treburile gospodăriei și în încercările de a găsi un loc de muncă promițător. Dacă ești implicat în procesul de învățare, nu trebuie să te bazezi pe noroc și pe ajutorul străin. Astrele îți recomandă să lucrezi mult în problemele personale, de exemplu, în procesul de curtare pentru un bărbat anume. Încă de la începutul săptămânii vei avea multă comunicare, în ciuda faptului că toate întâlnirile vor avea mare succes, te vei simți epuizată și vei avea nevoie de odihnă. Începând de joi vei întinde întâlnirile până la limita maximă de comunicare. Trebuie să fii pregătită pentru un act urât sau o glumă crudă din partea unor prieteni. Vei avea în schimb o săptămână bună pentru autodezvoltare. Această perioadă este favorabilă, în special să profiți dacă suferi de orice complexe și ai o stimă de sine scăzută. În aceste zile, părerea ta despre tine și despre realizările tale vor crește semnificativ. Această perioadă este favorabilă în special să profiți dacă suferi de orice complexe și ai o stimă de sine scăzută. În aceste zile, părerea ta despre tine și despre realizările tale vor crește semnificativ. Poate că îți vei putea arăta talentele și abilitățile în public, de exemplu, particip la concursuri sau competiții. După ce te-ai încercat în orice activități competitive și compari realizările tale cu altele, vei realiza că ești mai talentată decât mulți alții. Cel mai problematic subiect al săptămânii poate fi problema financiară. Este posibil să trebuiască să cheltui o sumă mare de bani și să te mulțumești cu puțin în weekend. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Leu, săptămâna aceasta farmecul personal poate crește semnificativ. Acest lucru îți va oferi o oportunitate de a interesa un străin fermecător sau de a primi atenție de la o persoană care îți este de mult timp simpatică. În afacerile profesionale va fi bine să pariezi și pe carismă. Dacă o înmulțești printr-o voință neîntreruptă și un entuziasm crescut al forței de muncă, poți obține un rezultat impresionant. Acesta nu este momentul potrivit pentru a căuta investitori și parteneri de afaceri. Nu este recomandat să acționezi la întâmplare în încercarea de a scăpa de insolvența financiară. Poți conta pe o cunoștință promițătoare. Echipa de lucru va aprecia cu siguranță abilitatea ta de a organiza eficient procesul de lucru. Dacă va fi nevoie de ajutorul tău, lasă mândria într-un colț și ajută. Managementul va fi prietenos și simpatic față de tine. Profită de ocazie și cere să-ți se mărească câștigurile. În săptămâna aceasta, relațiile din familie se pot agrava cu rudele apropiate, părinții. Pot apărea conflicte dacă inițiativele tale nu primesc sprijin din partea membrilor familiei. Nu merită să te grăbești în concluzii. Poate că momentul potrivit nu a venit încă și ar trebui să mai aștepți un pic, să nu forțezi lucrurile. În această perioadă te vei simți mult mai confortabil singura. Dacă ai o cameră sau un apartament separat, atunci de cele mai multe ori poți petrece singură cu gândurile și emoțiile tale. Acesta este un moment excepțional de bun pentru a studia practicile spirituale și științele ezoterice. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Făcioara. În această săptămână nu ești imună la veștile proaste. Cel mai probabil va fi să auzi un refuz la o cerere importantă. În caz contrar, săptămâna aceasta promite să te mulțumească prin stabilitate și bunăstare relativă. Nu refuza cererile de ajutor ale celor mai mari sau mai tineri. Nu se poate exclude că o problemă familială, de exemplu alegerea locului de studiu a unei rude mai tinere, va necesita o atenție deosebită. Dacă ești singură, nu ți se recomandă să-ți deschizi inima în primul târg din drumurile tale. Sunt prevăzute situații neplăcute în comunicarea cu șeful sau cu colegii de la serviciu. Toamna te va face să începi să experimentezi lipsa de spațiu personal. Prin urmare, este important să acorzi atenția acestui aspect atât în echipa de lucru cât și acasă. Lucrând din greu, poți conta pe un rezultat decent. Cu toate acestea, în unele cazuri, trebuie să-ți restrângi ambițiile. În această săptămână vei comunica activ cu prietenii, colegii. Poate că cercul prietenilor tăi se va extinde, va deveni mai confortabilă petrecerea timpului în compania lor. Dacă ești singură, stelele te încurajează să participi la cluburi, petreceri, să întâlnești oameni interesanți. Doar așa poți găsi un partener nici de cum pe site-urile de întâlniri. Cu toate acestea, nu te dezvălui imediat trăinilor. După o întâlnire, nu este recomandat să ai încredere să-ți expui gândurile tale cele mai interioare unei persoane. Nu orice cunoștință nouă va putea să te înțeleagă și să te sprijine. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Balanța. În această săptămână este probabil să îți placă și să te surprindă actul unui străin poate că va contribui la găsirea unui loc de muncă sau la rezolvarea altor probleme. În sfera sentimentelor sunt prevăzute situații în care va trebui să-ți reconsideri atitudinea față de o anumită persoană. Nu se poate exclude ca o pretenie de lungă durată sau o relație de dragoste lăsată recent să se încheie. Dacă decizi se cumpere un produs, trebuie să verifici cu atenție calitatea și etichetarea acestuia. Este inacceptabil să te implici în studiul de sine și să ignori instrucțiunile specialiștilor în domeniul medicinei. În această săptămână, fondul tău emoțional va fi foarte instabil. Cel mai mult va fi dezvoltat de membrii familiei. Trebuie să fii atentă, leziunile personale grave nu sunt excluse. La sfârșitul săptămânii, între 28 și 29 septembrie, acorde atenție casei tale. Cu cât va fi mai confortabilă, cu atât îți va afecta mai pozitiv starea de bine și a celor dragi. În această săptămână, astrele te sfătuiesc să îți stabilești sarcini ambițioase și să depui eforturi pentru a le implementa. Acesta este un moment neobișnuit de bun pentru a te remarca într-o nișă profesională, a urca pe scara profesională sau socială. Circumstanțele externe sunt favorabile în acest sens. Între timp, încearcă să eviți orice formă de agresiune, să nu îi provoci pe alții, să fii mai tolerantă, să înțelegi un lucru simplu. Cuvintele pot juca un rol important. Este mai bine să limitezi contactele cu prietenii acum. Timpul liber preactiv poate interfera cu planurile tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Scorpion! Săptămâna aceasta cel mai probabil va avea ocazia de a aduna rude și prieteni la masa comună. Poate că va fi obținută o poziție nouă, mai prestigioasă, un rang înalt profesional sau va avea loc un alt tip de eveniment. Logodnă, aniversare, cumpărarea ceea ce visea de multă vreme. Nu vei vedea însă intenția secretă în ceea ce este extrem de transparent. Aceasta se aplică dialogurilor cu un partener de afaceri sau cu sufletul pereche. În zilele următoare, dacă ești mai în vârstă, ți se poate agrava o boală cronică. Nu ți este recomandat să împrumuți bani și să fii sinceră cu cei în care nu ești suficient de sigură. În această săptămână, poate că va trebui să semnezi un acord de afaceri sau alt document important privitor la un parteneriat. Verifică documentele cu atenție, lasă deoparte banii câștigați sau pune bani în bancă la dobândă. Intrigiile nu sunt excluse în mediul de lucru, dar tu însăți ieși de vină pentru ceea ce se întâmplă. Este doar o reacție la comportamentul tău. Săptămâna aceasta te poți confrunta cu o alegere dificilă. Unde să-ți direcționezi energia și unde să iei inițiativa? Acum, multe vor depinde de preferințele tale personale. Stelele te sfătuiesc să te concentrezi pe autoeducare, călătorii, comunicare la distanță pe internet. Poți găsi subiecte noi care îți vor atrage atenția, poți întâlni oameni care te pot învăța foarte mult. Învățarea unei limbi străine, precum și orice alt studiu, vor merge într-un ritm rapid. Între timp, problemele din activitățile profesionale nu sunt excluse. Încearcă să ocolești colțurile ascunse în relațiile cu șefii, nu sta în care șefilor și nu reacționa brusc la comentariile lor. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Săgetător Astrele spun că te așteaptă un conflict familial minor. Există riscul ca după această atmosferă de pereții cuibului conjugal să devină departe de cea mai confortabilă cu putință. Dacă este imposibil să ajungi la o reconciliere cu gospodăria, lasă totul să se răcească și căterește din nou cu atenție vorbele. Între timp, merite să ai grijă de tine, să-ți actualizezi garderoba, să faci o mică reamenajare în spațiul personal sau să faci contactă cu persoane de care depinde rezultatul unei întreprinderi importante. În weekend este prevăzut un eveniment zgomotos. Dacă încă mai vorbești solo între pereții casei, o întâlnire poate deveni fatală. Pe astrograma ta se arată aventuri romantice și flirt. Dacă dorești să construiești o relație serioasă, mai așteaptă puțin. În această perioadă a anului, cel mai bine este să planifici cu atenție înmulțirea familiei. Odihnește-te, citește literatura utilă, dezvoltă un segment special al cunoașterii tale. În această săptămână ai condiții favorabile pentru rezolvarea problemelor legate de obligațiile financiare. Dacă ai multe datorii, are sens să te gândești la o refinanțare. În ceea ce privește viața personală, dacă ești singură, poți face o serie de cunoștințe de succes bazate pe atracție sexuală reciprocă. Ele pot duce la începutul unui roman serios. Cu toate acestea, este prea de vreme pentru a planifica ceva, lasă totul să meargă așa cum trebuie. Dificultăți pot apărea la studiu. Este dificil pentru tine să te forțezi să te concentrezi pe studiile tale. Nu sunt excluse încălcările disciplinare, cursuri sau întâlniri ratate, precum și conflictele minore cu colegii și îndrumătorii. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Capricorn, în această săptămână unul dintre prieteni sau colegi va fi probabil peste măsură de enervant. Cel mai probabil nu va fi posibil să scap de astfel de contacte. Schimbați atitudinea față de ceea ce se întâmplă, învață să găsești ceva pozitiv chiar și în ceea ce pare hiperintolerabil va fi util să înveți una dintre practicile de respirație și să folosești meditația mai des. În această săptămână sunt prevăzute succese în probleme de care depinde bunăstarea financiară. Poți efectua orice achiziții, îți poți aranja viața personală sau poți căuta oameni care doresc să completeze unele proiecte cu ideile tale. Acum toate gândurile tale sunt despre bani. Fii pregătită pentru mici crize financiare. Desigur, o astfel de situație nu poate fi numită plăcută, dar concentrarea pe negativ nu se va încheia cu nimic bun. Este cel mai rezonabil să găsești un nou loc de muncă. Conflictele sunt posibile cu cei dragi. În unele cazuri este mai bine să spui da decât să aperi punctul de vedere al unuia sau al tău personal. Săptămâna aceasta îți va fi amintită ca o perioadă fericită în relațiile conjugale. Partenerul de căsătorie se va încânta și te va inspira. Poți utiliza acest timp pentru a planifica o vacanță comună, vizite viitoare, vizitare restaurantelor, cluburilor și a altor locuri de divertisment. Oferă partenerului tău oportunitatea de a lua inițiativa în soluționarea anumitor probleme și vei vedea că el face față perfect cu totul. Dacă ești îndrăgostită în această perioadă, vei putea oficializa relația. Cel mai bun moment pentru a vizita starea civilă este în weekend. Între timp, ai grijă pe drum, mai ales în timp ce conduci propria mașină. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Vărsător! Pentru tine, săptămâna aceasta, probabilitatea unei întâlniri interesante crește. Dacă încă mai visezi la iubirea adevărată, ți se recomandă să arunci o privire mai atentă asupra persoanei modeste și inconfundabile din spatele tău. Norocul nu este exclus în tot ceea ce ține de domeniul finanțelor. În zilele următoare poți găsi o, o nouă sursă de venit, îți poți încerca mână în activitatea antreprenorială sau vei învăța să obții un anumit profit din talentele creative. Acordă atenția comportamentului membrelor mai tineri ai familiei. Poate că au nevoie de ajutorul moral. Te pricepi! Nu este indicat să inițiezi o relație de dragoste, mai ales în spațiul virtual. Toată săptămâna trebuie să ai încredere în tine încredere și nu mândria. Fii pregătită pentru sarcini suplimentare la serviciu și mici conflicte în familia. La sfârșitul săptămânii, între 28 și 29 septembrie, acordă atenție stării tale de spirit și petrece weekendul singură cu tine însăți. Evite să reverși energie uraniană asupra cuiva. Nu-ți va strica să-ți crești nivelul de educație. În această săptămână te poți bucura de o sănătate excelentă și o ofertă mare de vitalitate din partea astrelor. Este timpul să te gândești la măsuri preventive pentru consolidarea în continuare a sistemului imunitar. Încearcă cu 10 picături de antioxidant în fiecare zi. Acum ar trebui să încep complexe de exerciții fizice în fiecare dimineață. Dacă ți este greu să te forțezi să faci exerciții fizice în mod regulat, ar trebui să începi să participi la exerciții de grup la sala de fitness. Vei avea succes în domeniul profesional, vei face față cantității de muncă neplanificate, dar conflictele în parteneriate nu sunt excluse. Dacă ești căsătorită, poți manifesta agresiune față de partener. De asemenea, pot exista probleme cu înțelegerea reciprocă. Părerea unei persoane dragi nu îți va fi întotdeauna clară. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Pești! Săptămâna aceasta poți afla câteva informații importante. Nu pot exclude să vorbesc despre informații compromisatoare despre un management superior sau despre secretul personal al unei rude mai în vârstă. Gândește-te de șapte ori cum să utilizezi aceste informații cât mai diplomatic. În zilele următoare va fi o situație favorabilă în afacerile personale. Există șansa de a face pace cu unul dintre prietenii jigniți în trecut, de a auzi dacă răspuns la recunoaștere sentimentelor sau de a crește semnificativ popularitatea paginei tale sociale. Încearcă să nu faci promisiuni dificile și să nu exagerezi în sport. În ansamblu, te vei simți grozav toată săptămâna. Nu pierde o astfel de oportunitate de a face lucruri care necesită rezistență fizică. Se poate pune problema lipsei de timp. La locul de muncă vei fi întârziat. Pentru tine, însă, săptămâna aceasta va fi asociată cu înflorirea abilităților creative. Încearcă să dedici mai mult timp acelor activități care te captivează cu adevărat. Poate fi orice hobby, de la pescuit până la colectarea de antichități. Dacă ești îndrăgostită, te așteaptă o perioadă foarte armonioasă. Cel mai probabil vei auzi multe complimente care îți sunt adresate. Dacă ai o familie, comunicare cu copiii te va mulțumi mai mult ca oricând. Îți vei putea descoperi talentul de profesor în această săptămână. O atenție deosebită în această perioadă trebuie acordată bunăstării tale. Nu risca nicio acțiune care te-ar putea face faimoasa câștigătoare unei receli. Te poți trezi în pat cu febră dacă nu iei măsuri preventive. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!